Apostol Tit a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai Sfântului Apostol Pavel. Acesta a trimis o scrisoare pastorală adresată Sfântului Tit, păstrată între scrierile Noului Testament. Adevărat fiu după credința cea de obște, însoțitor al său și împreună lucrător. Astfel îl consideră Apostolul Pavel pe Tit, ucenicul său, un adevărat fiu. Tit a fost ucenic, colaborator, a devenit el însuși apoi misionar, fiind rânduit de Apostolul Neamurilor să poarte de grijă misiunii și comunității creștine din insula Creta. Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, îi scrie Apostolul Sfântului Tit, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc și să așezi preoți prin cetăți, precum ți-am rânduit. De asemenea, epistola trimisă lui Tit este plină de sfaturi pastorale și învățături despre viețuirea creștinilor, un adevărat tratat de etică cotidiană. Lui Tit i s-a recomandat să nu fie ezitant. Mustră-i cu asprime ca să fie sănătoși în credință, scrie Sfântul Pavel. Grăiește cele ce se cuvin învățăturii sănătoase, îndeamnă și mustră cu toată tăria. Nimeni să nu te disprețuiască. Vrednic de crezare este cuvântul și voie să adeverești aceasta cu tărie, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune, că acestea sunt cele bune și de folos oamenilor. Bunul nume al Sfântului Tit în întreaga lume creștină a vremii este arătat și de faptul că Tit este ales să-l ajute pe apostol în lucrurile ce au ținut de colecta pentru creștinii din Ierusalim. Întreaga tradiție îl recunoaște pe Tit ca fiind cel dintâi episcop al Cretei. Astfel este recunoscut de către istoricul Eusebiu al Cezarei sau mai târziu de către Andrei Cretanul. Despre Tit, fericitul Ieronim afirmă faptul că și-a păstrat fecioria întreaga viață. Trupul său a stat în catedrala din Gortina. Biserica a fost distrusă în anul 823 de către saracini. Din sfintele sale moaște nu a mai fost aflat decât capul. Mai târziu, în anul 1669, pentru a le feri de profanarea de către turci aceste sfinte moaște, au fost mutate de către venețieni în Bazilica San Marco. Au fost însă înapoiate cretanilor în anul 1966, fiind depuse în Catedrala Metropolitană din Heraclion.